Voi pregăti o delicatese de sandwich, se numește Monte Cristo. Este un sandwich foarte, foarte gustos și ușor de făcut. Avem nevoie de 3 felii de pâine, șuncă presată, 2 ouă, cașcaval, eu am aici aguda, trebuie să aveți un cașcaval care se topește, câteva linguri de lapte, maioneză și unt. Mai întâi pregătim ouăle, le batem bine. Apoi punem laptele. Am pregătit pâinea. De obicei marginile se taie, dar eu nu vreau să tai, nu vreau să fac risipă. Voi lăsa marginile unde sunt și punem maioneză pe toate feliile. Peste maioneză punem cașcaval. Dacă găsiți la aceeași dimensiune, este foarte bine. Acum punem șunca. Așezăm sandwich-ul. Punem felile una peste cealaltă, aceasta cu cașcaval o punem pe deasupra și apăsăm. Voi apăsa cu paletă pentru a nu rămâne degetele pe sandwich. Înainte de a da sandwich-ul prin ou, vom pune unt la topit. Focul trebuie să fie mic pentru a nu se arde untul. Apoi dăm sandwich-ul prin ou. Lăsăm un pic ca oul să intre în pâine. Încercăm să-l dăm pe toate părțile, câte puțin. Îl punem într-o farfurie să mergem cu el la tigaie. La foc mic, îl punem la prăjit. Cu grijă îl întoarcem. Îl putem prăji și pe părți. Îl clește ușor să nu-l rupem. Îl ținem câteva secunde, un jumătate de minut poate, să se prăjească și pe părți. Sandwich-ul este gata, îl scoatem. Acum îl tăiem. E bine să-l tăiem cât este cald. Acesta este sandwich-ul Monte Cristo, este un deliciu, vedeți cum se topește cașcavalul, este foarte, foarte gustos. Este ideal pentru pachet, la școală, la serviciu sau micul dejun.